Văd cum este tratat și Dinu Tudoran la FCSB. Te surprinde cum e tratat așa de oameni din fotbal? Nu mai mă surprinde nimic, să știi. Am trecut prin multe și ca jucător și ca antrenor, chiar dacă am o perioadă nu foarte lungă de antrenat aici, mă refer la aproape 7 ani de zile, am văzut multe până acum și nu mai mă surprinde absolut nimic. Tu mai dat întreb. Eu sunt genul de om care îmi place să încurajez, sunt genul pozitiv și mi-ar plăcea să văd de la persoane, de la multe persoane care apar la televizor, să fie mai pozitiv, așa, căutăm să fim mai pozitivi, poate așa vom reuși să avem și performanță. Tu de ce ai refuzat să preiei Steaua din nou? Pentru că eram la echipa națională și discuția pe care am avut-o cu patronul Stelei, am considerat împreună că este ok să rămân la echipa națională. Urma să te întreb, e un gest de curaj al lui Tudoran că după ce ai refuzat tu, a venit el tot așa tânăr? Măcar da, tu aveai o experiență suplimentară cu FCSB, cu patronul? Am fost acolo, trei jucător, antrenor secund, antrenor principal, știam cum este acolo. Este un antrenor tânăr care își dorește să facă performanță, sper că el să reușească, că ați văzut și voi, și cu antrenor cu experiență și cu antrenor tânăr nu poți să știi dacă ai rezultate sau nu. De ce tot insistă Gigi Becali cu tine? La fiecare criză de asta ești favoritul lui, să spun. Păi înseamnă că am făcut rezultate bune și munca mea este apreciată acolo, pentru că am fost aproape să câștigăm campionatul, ne-am jucat șansa până în ultimul minut, am dus echipa în primăvara europeană, am avut rezultate pozitive, pot să spun. Am fost aproape și de Champions League, să intrăm în Champions League, dar și probabil munca mea pe care am depus-o în acel an și jumătate și al staff-ului pe care eu l-am avut acolo, a rămas apreciat în continuare. Crezi că s-a supărat că ai refuzat acum și eu știu, poate... Nu, dar nu s-a pus problema așa că am refuzat, că nu, am avut o discuție cu dânsul, eram legat de echipa națională și nu, chiar ne-am despărțit ok, am și mai vorbit după aia la telefon. Apropo de optimismul pe care spune că ești dependent, așa să spunem, cât de optimist așa, să fiu? Așa îmi place mie să fiu, pentru că altfel înseamnă că n-ar mai trebui să merg pe această meserie. Cât de optimiști să fim apropo de o calificare la un turneu final? Pentru că vedem Germania cam gufie, dar totuși Germania... Nu, Armenia nu mai spun unde sunt. Într-adevăr, așa este, dar trebuie să ne gândim că noi am încercat să ajungem foarte mulți jucători de la tinere care au reușit să facă rezultate bune. Mă refer la generația de 97, 98, 99 care au făcut rezultate bune la Naționala de Tineret, am încercat să-i aducem la echipa mare, pe unii dintre ei și folosim, unii s-au integrat foarte bine și trebuie să avem răbdare cu acest nucleu de jucători, pe lângă câțiva jucători cu experiență și sper în cât mai scurt timp să devenim o echipă națională puternică. Cât de, conștiință ați fost că stilul ăsta al vostru deschis ofensiv cu jocul plecând de la portar, nu e pentru noi care ne-am obișnuit cu potrivitul apei, arsul, grânele? Știu, dar este filozofia noastră. Încercăm să fim și noi, să ne aliniem, cu ceea ce se joacă în Europa în acest moment. Ne trebuie timp pentru asta. Nu poți așa peste noapte să reușești să faci un joc extraordinar, și defensiv și ofensiv. Este clar că ne dorim acest lucru, să facem cât mai puține greșeli pe faza defensivă, pe faza ofensivă să reușim să marcăm multe goluri, să ne creăm ocazii, să avem o posesie bună. Sperăm să, în cât mai scurt timp, să reușim să facem aceste lucruri, pentru că este important și pentru noi și pentru jucătorii echipei naționale. E o presiune pentru staful tehnic al naționalei că jucători cu antrenori cu nume mari sunt liberi de contract și și-au făcut publică de fiecare dată. Este presiune oriunde ai fi, că ești la echipa națională, că ești la Steaua sau că ești la o echipă mai mică, totdeauna vor fi alți antrenori care sunt posibili înlocuitori. Atât timp cât nu ai rezultate, dai seama că este presiune. V-ați uitat la componența legii întâi? E de bun augur că au revenit echipe cu nume? Probabil că da. Va fi mai... Asta este un lucru bun, că au revenit echipe cu nume, mă refer aici la un Rapid, la Craiova, care este a doua echipă din Craiova. Sunt și Mioveniu, care au mai fost și în Liga 1. Sunt echipe importante care revin în fotbalul românesc în prima ligă și cu siguranță competiția va fi mai puternică, pentru că aceste echipe investesc bani, aduc jucători de valoare și așa va crește campionatul. Dacă vor pleca jucători,
pe care i-ați convocat la echipa națională și pe care i-ați folosit, eu știu, un Tănase, să zicem, sau Bancu, sau Cicâldeu, v-ar încurca un pic sau... Da, important este ca... Nu, asta este o problemă. Dacă ei vor pleca, important este ca la echipele unde vor merge să joace meci de meci, cum au făcut în campionatul României. Continuitatea este foarte importantă pentru acești jucători. Vezi un astfel de transfer? L-ai vedea pe Tănase? Da, l-aș vedea pe Tănase, pentru că el are, cred că 5 ani de când joacă la Steaua, a făcut-o foarte bine, a jucat și în echipa națională și îl văd să meargă la o echipă în străinătate. Și la fel și pe alții, cum ai spus, de un cicl, două, un banc, eu știu, care ar putea să evolueze în străinătate. Cum e pentru tine, din staful tehnic al Naționalei, să trăiești acest campionat european ca spectator? Da, este clar că cu toții ne doream ca echipa națională a României să fie calificată la un campionat european, mai ales ținând cont că se joacă meciurile și în România. Cu toții ne-am fi dorit acest lucru, din păcate nu am reușit să ne calificăm la acest campionat european, dar eu sper ca din nou, cât mai curând, echipa națională să devină una puternică și să reușească să califice la un campionat european, campionat mondial. Ar fi fost bună o vacanță pentru tine, pentru Mirel, să stați departe, să uitați de campionatul european în perioada asta. Nu putem să stăm departe, pentru că ne place fotbalul, îl urmărim și nu avem cum să stăm departe de el. Aveam loc acolo? La Euro? Da. Din ce echipele pe care le-am văzut și care sunt calificate, da, într-adevăr, cred că puteam să fim una dintre echipei, adică mă refer să fim la nivelul, eu știu, Macedoniei, Cehiei, Finlandei sau celelalte echipe. Da, dar parcă atunci când te uiți la Turcia, spre exemplu, parcă și te califici ca să dezamăgești cumva, nu? Da, într-adevăr, nimeni nu s-a aștepta ca Turcia să aibă aceste evoluții, da? Se întâmplă la un campionat european, sunt și ei o echipă tânără, au mulți jucători tineri în componență și se vede acest lucru. Cum a fost ca selecționer? Ai văzut rezultate și bune și rele, jucătorii receptivi la ce te referi, la perioada petrecută în Spania? În Spania, da. La meciurile de acolo și în viitor la... Nu, într-adevăr, am avut o perioadă de două săptămâni foarte bună, foarte frumoasă, pot să spun, cu acești jucători tineri. Era pentru prima oară când îi antrenam pe majoritatea din ei. Și mi-a făcut mare plăcere să fiu lângă ei. M-am bucurat că băieții, ceea ce am pregătit în antrenamente, am reușit să punem și la jocuri. Și asta a fost un lucru pozitiv pentru mine, că am reușit să facem acest lucru. Băieții au fost foarte receptivi. Le-am și spus când am terminat acest cantonament că sunt mulțumiți de cum au reacționat la ceea ce eu le-am transmis. Și sper ca mulți dintre ei să ajungă să joace la echipa mare, pentru că eu cred că au calitate și unii dintre ei vor ajunge cât de curând vor fi la echipa mare. Îi vezi conectați așa, își doresc să facă pasul ăsta? Că parcă noi dacă asta am suferit. Nu prea mai avem dorința aia ca pe vremea voastră. Da, i-am văzut conectați, dar gândește că am avut două jocuri amicale și am văzut conectați 100% și în antrenament și în aceste jocuri cu Mexic și cu Australia. Și i-am văzut că își doresc să fie la echipa națională, pentru că altfel puteau să fie în vacanță, nu știu, găseau orice și să meargă în vacanță. Ei și-au dorit să vină la echipa națională, chiar dacă au fost jocuri amicale, știau că vor fi aceste jocuri pentru a pregăti meciurile de la Olimpiadă și au răspuns foarte bine. Am găsit niște copii extraordinari. Vă deranjează ca staff că participarea asta la Olimpiadă e trecută așa într-un plan secundar? Da, ne-ar fi plăcut și nouă. Mulți din fotbal spun că și ne-am calificat la Olimpiadă și... Da, dar ne-am calificat după 57 de ani, este o performanță și vrem să mergem acolo, nu doar să fim prezenți acolo la Olimpiadă, vrem să facem rezultate bune. Ne-ar fi plăcut ca să putem avea cu noi cei mai buni jucători Under 23. Din păcate nu vom avea acești jucători, pentru că sunt unele cluburi care nu vor să ne dea. Vă așteptați sau au sperat până în ultima clipă că poate vor... Am sperat și mai sperăm în continuare că poate cine știe se vor răzgândi. Vom găsi înțelegere și vom putea să luăm majoritatea jucătorilor pe care noi ne dorim. Adversarii pe care i-au echipele noastre în cupele europene, ți se pare așa de speriat încât să țină tot lotul și să... Da, tocmai că am văzut ce adversari au echipele noastre în cupele europene. Nu sunt adversarii, să spunem, extraordinari sau adversari foarte buni.
Dar știi cum e, întotdeauna la fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fii concentrat, să dai totul în acel joc. Altfel, dacă nu ești concentrat, poți să ai probleme. Ai un remarcat în turneul ăsta? Cineva pe care, eu știu, nu cunoșteai? Nu, i-aș remarca pe toți cei care au fost cu mine în acest turneu, pentru că mi-au plăcut foarte mult. Sunt jucătorii care eu cred că vor ajunge la un nivel foarte ridicat din ce am văzut acum la acest turneu. Și nu aș vrea să dau vreun nume, pentru că după aia s-ar supăra ceilalți. Pentru că, cum ți-am spus mai devreme, cu toții de toți sunt mulțumiți pentru ceea ce au făcut în acest turneu. Dar spun că sunt dintre ei mulți care vor ajunge la un nivel ridicat. La cum i-am văzut eu, dacă vor continua să fie sănătoși, să antreneze 100% la clubul ei unde sunt ei. Cât ai fost tu plecat cu lotul, s-a tot discutat pe aici prin țară că o să fii viitorul selecționer la tineret. Te-ai rupe de Mirel sau ar semna o rupere? Deocamdată nu am vorbit nimic despre acest lucru. Vom vedea ce va fi. Ești un nume care... Ce va fi în viitor. Nu? Atunci când am mers în Spania cu Național Under 23, a fost o discuție cu Mirel pe care am avut-o și am ajuns la această concluzie că ar fi bine să merg eu. În rest nu am discutat mai mult ce se întâmplă în viitor.